make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la episodul 2 din Career Mode cu Steaua București sau cu FCSB, cum vreți să-i spuneți. Înainte să începem, nu uitați ca de obicei să lăsați un like. Avem meci împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, echipă care deja este în Liga a doua, este oricum pe ultimul loc în România, face numerele. Dar Râpă este titular, ne-ar trebui un fundaș dreapta, pentru că Râpă nu are el stofă, să spunem așa, de fundaș dreapta. Să punem lui Odegaard, un 18 sau un 11, nu știu, era un și... Chiar nu știu să-i punem, să lăsăm un 10? Da, un 10 și un 11 lui Tănase, sau de ce nu 18? Viitorul o să Mărteanță vine Tănase, lăsăm 18 pe Tănase, am pus 10 lui Odegaard, ce onoare pe capul său. Prepiț are deja 11, Filip 8, numerele în rest sunt făcute. Meci deplasare la Ceahlăul Piatra Neamț, foarte greu, foarte greu. Și începe meciul împotriva moldovenilor sau nemțenilor, cum vreți să spuneți. Iată-l acum pe Odegaard, începe în forță ca un De Bruyne ce este, dar va fi jucătorul mult mai mare decât Kevin De Bruyne. Odegaard, Odegaard a semnat pe 4 ani cu noi, credeți-mă că acolo el le cerea un salariu de 7.000, cât avea la Real Madrid, dar pe niciun an. Da, ce chestie, am dat noi pe 4 ani și a acceptat Odegaard, gol! Martin Odegaard reușește să marcheze și este al doilea său gol al lui Odegaard. Am mai dat un gol, dar când am simulat un meci cu Oțelul, pentru că am vrut să luăm pe Ayhan, a fost un meci pe terenul nostru, am câștigat categoric și acel meci și Odegaard a marcat, marchează și la această partidă. Deja începem cu gol, Odegaard în forță. Seamănă în FIFA, seamănă destul de mult cu Alen Halilovic și el are un potențial mare, Halilovic de la Barcelona. Poate cine știe, poate va ajunge la noi, dar în acest moment nu avem bani, să spunem, pentru Halilovic. Iată acum în minge la Francisco Torres. Francisco Torres, știu cu toții că Ceahlăul este antrenată de un Zé Maria, dacă nu mă înșel, un antrenor brazilian, Ayhan, în care reușise să oprească acolo, Nagy marchează, Ayhan oprise pentru un moment balonul, dar din păcate a deviat Ghinionis la acest Nagy, iată, reușește să trimită în poartă, da, deci prima oară a șutat cu echipierul său, un șut foarte slab, iată, deviat acolo. Și deviat de Râpă, Râpă ghinionist, mai ghinionist decât Ayhan. Și Nagy a trimis în poartă, Odegaard este faultat. Deci n-ai cum să iei minge altfel de Odegaard decât faultându-l. 1 la 1, ne-au dat o replică bună cei de la Ceahlăul Piatra Neamț. Dar nu-i nimic, iată pe Filip, ce elegant, pasă pentru Râpă, în care Râpă e că penalti. Era penalti, nene, acolo, de ce n-a dat arbitru ăsta cu măsa aia proastă care l-a făcut? Nu a vrut să dea penalti acolo, pentru că noi am dat pe Hens. Iată acum pe Odegaard. Odegaard, încă o cursă frumoasă a lui Odegaard, era în careu, trebuia să aducă dungă acolo, s-a dus direct în Ștefănescu. Și avem aruncare de la margine, Tănase pentru Prepeliță, Prepeliță din nou la Tănase. Balon oprit acolo, era Odegaard, a fost faultat încă o dată, ăștia vor să-mi-l omoare pe Odegaard. Nu, deci ce a fost asta? Cred că a fost offside sau Hens la Odegaard. Dar nu mi s-ar părea drept să dai hands la acea fază și în care să nu dai la un hands clar, după părerea mea. Oricum, cum a făcut arbitrul meciul clasic cu Real Madrid, a dat hands la acel fault oarecum inexistent totuși la Jesse Rodriguez. Și apoi când l-a împins Vidal, n-a mai dat penalti, dar asta la asistența publicului, am putea spune. Să vedem pe Chirieleti pentru Nagy. Nagy a fost cel care a dat golul legalizator. Iată acum pe Ceahlăul încercând să se apropie către poarta noastră. Să vedem pe Tănase. Tănase a încercat să recupereze. Este Nagy pentru Chirieleti. Încearcă acolo Toșca să-l oprească. Alin Toșca reușește să facă asta. Toșca riscant în careu pentru Pap, reușim să ieșim cu pase din terenul nostru. Tănase este la balon. Tănase pentru urcarea lui Prepeliță, pasă la Odegaard, pasă tare pentru Odegaard. Acesta nu este inspirat, nu-i trimite foarte bine lui Iancu. Tănase pentru Odegaard, pasă greșita lui Tănase. Odegaard trece foarte frumos, Odegaard pasă bună la Iancu, Iancu, gol! 2 la 1 în minutul
minutul 45 marchează Gabi Iancu. Iată asistul de fix al lui Martin Odegaard. Martin Odegaard îl lasă pe Iancu 1-1 cu portarul, oarecum, chiar dacă avea doi adversari lângă el, avea spațiu și a reușit să îl învingă pe portarul Jovic. Odegaard, gol și pasă de gol în acest meci foarte bun pentru el, împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Avem 2-1, minutul 45 a marcat Gabi Iancu. O primă repriză bună pentru noi, am jucat bine, am avut ocazii și până la urmă conducem și pe tabelă, chiar dacă am luat un gol. Ar trebui să fim mai atenți în defensivă. Începe a doua repriză. Adversarii noștri au avut lovitura de start. Atacăm pe Wellison, un brazilian. Wellison pasă greșită, iar Kipciu nu a reușit să trimită unui coechipier. Recuperează însă Prepeliță. Prepeliță pentru Gabi Iancu. Iancu acum, Iancu foarte frumos trece. Cât de elegant este Iancu și o pasă pentru Tănase, în care Unagi trimite la portar. Nu știu de ce nu a fost acordată aici o lovitură liberă indirectă. Gorea, o centrare periculoasă, Toș care spinge foarte bine acolo. Încercăm un contraatac, este minutul 85. Iancu nu trece de Stefănescu. Sunt în de ceva vreme în jumătatea noastră de teren. Doriu Popadiuc pentru Stefănescu, a fost pentru moment oprit de Tănase. Iată-l acum pe Pap încercând să recupereze. Stefănescu încă o dată întoarce balonul. Asta este oarecum bine pentru noi. Mai trec secunde prețioase. Minge la Popadiuc încă o dată, centrare deviată acolo de Paul Pap la râpă, care respinge bine la Odegaard, precis, Pap pentru Iancu, Prepeliță din nou la Gabi Iancu, Iancu adună câțiva adversari pe el, Ștefănescu oprește, iar meciul se încheie, victorie cu 2-1, o repriză secundă mai plictisitoare, dar o repriză secundă în care am sechestrat, să spunem, victoria noastră. Odegaard, anul ăsta a fost o meciului 8,1 nota sa, să nu uităm, a reușit un gol și o pasă de gol Martin Odegaard. Ofertă pentru Robert Vâlceanu de împrumut de la CFR Cluj. Nu știu dacă va juca titular. Oricum a crescut, văd acolo, 59, avea 58. Știm că în FIFA 14, în PV4, avea 60, overall Robert Vâlceanu. Iată că acum a mai scăzut. Avem un meci împotriva celor de la Gas, Metal Media, prietenul nostru, să facem, să mai băgăm și alți jucători. Jucători să-l băgăm pe Stanciu, Nicușor Stanciu și ar mai fi cineva. Adi Popa, da, l-am băgat și pe Stanciu și pe Adi Popa, am schimbat flancurile și să jucăm împotriva celor de la Mediaș, Gaz Metan și echipă care se luptă la salvarea de la retrogradare, dar nu știu ce șanse mai are. Minge la Cristea, în flancul drept, călcâiul lui Cristea pentru Munteanu, central, Munteanu râpă și Prepeliță respinge mai departe. Odegaard pentru Iancu, Iancu este de unul singur împotriva 4 jucători, Iancu nu trece și măcar de primul, este oprit de Mut, jucător care se zvonea în trecut că va ajunge la Steaua. Iată că a rămas la Gaz Metan. Odegaard acum pentru Prepeliță. Prepeliță mai departe la Gabi Iancu, este în careu. Iancu, Iancu întoarce acolo. Iancu a încercat să paseze mai departe, dar balonul a fost recuperat de cei de la Gaz Metan Media. Scovaciu pentru Cristea, foarte bine că Anai Han reușește să trimită pentru Filip. Și acum Iancu oprit de Giacomini. Nu a fost foarte inspirat Iancu, mai ales la faza aceea din careu. Băgenaro minge care la Covaciu, care îl învinge pe Arlauskis. 1-0 pentru Gaz Metan. Arlauskis este învins de Covaciu. Iată ce pasă găsește Băgenaro, iar iarăși Covaciu, o finalizare splendidă. L-a executat aici pe Arlauskis, care nu a mai avut nicio șansă. A încercat să ia mingea în stilul lui Manuel Lăr, dar nu a avut nicio șansă, nu are valoare asta. Să vedem însă pe Odegaard, se enervează Odegaard. Odegaard, ce frumos! Odegaard oprit de Covaciu. Covaciu chiar cel care a marcat. Wow, ajunge și în apărare. Au marcat cei de la Gaz Metan, suntem conduși, dar știu că avem forța să revenim. Munteanu, centrarea lui Munteanu, respinsă foarte bine de Aihal. Și acum un contraatac, este 2 contra 4 din nou. Acum suntem 2 contra 4, nu reușește să treacă acolo Odegaard. Filip vine și ne ajută la acest contraatac. Odegaard, Odegaard, apără pleașcă, incredibilă ocazie. Nici măcar corner nu este, Petre a reușit să respingă la Cristea. Ce ocazie uriașă avem aici prin Martin Odegaard. Nu i-a intrat acest balon lui Odegaard. Foarte bine Stanciu pentru Prepeliță. Prepeliță pleașcă încă o dată, intervine și o salvează pe Gaz Metan.
Începem să fim cât mai activi la poarta adversarilor noștri, dar nu am reușit să marcăm până acum. Adi Popa, Adi Popa nu reușește să treacă de Silaghi, preferiță, de ce ne-am dus în el. Alin Toșca recuperează foarte bine, Toșca cu o pasă pentru Iancu, Iancu gol! Gabi Iancu, iată-l pe Alin Toșca, ce reușește să face, să facă. Noi care credeam că avem nevoie de fundaș central, nu mai avem nevoie de așa ceva, pentru că Toșca îl înlocuiește mult mai bine pe la Tovlevici. Ce pas se reușește să dea aici pentru Gabi Iancu, care îl execută pe portarul Pleașcă. În minutul 45 reușim să o egalăm pe Egaz Metan și este 1-1 scorul. Un meci pe terenul nostru, știm foarte bine că în acest retur Steaua a avut niște prestații dezamăgitoare pe teren propriu. Noi sperăm să avem prestații foarte bune pe și pe terenul nostru și în deplasare. Este 1-1 la pauză. Să vedem ce vom face acum în a doua repriză. A intrat Romeo în locul lui Munteanu, dar să vedem pe Odegaard. Odegaard trece elegant acolo, Martin Odegaard încă o dată. Odegaard trage în bară, Martin Odegaard, ce ocazie! Ce ocazie am avut aici. Odegaard a tras pe centru, dar Pleașcă nu a putut să se opună șutului decât bară a făcut-o. Iată-l pe Odegaard, este minutul 89 și Odegaard încearcă să ne aducă cele 3 puncte. Odegaard trage peste poartă. Am încercat noi să băgăm de multe ori balul de la distanță, să băgăm în plasă, dar nu am reușit. Până la urmă trebuie să ajungem cumva în fața porții lui Gaz Metan și să împingem balonul în plasa lui Pleașca. Să vedem, a fost recuperare, fratele meu. Mai ia lecții arbitre, să vedem pe Băjenaru, Băjenaru periculos, trebuie să recuperăm minge în care o periculoasă, dar ajunge până la urmă în brațele lui Arlauskis. Arlauskis nu prea a avut ce să apere, când a avut a lăsat de dorit. Iată pe Odegaard, care este deposedat, nu recuperăm nici aici. Covaciu se întoarce și din păcate facem 1-1, decât o remiză. Din 6 puncte posibile am luat doar 4 până acum, nu, de fapt din 9 am luat 7, pentru că un meci campional a simulat cu oțelul. 1-1 doar pe terenul nostru cu cei de la Gaz Metan. CSMS Iași are 9 puncte din 9 posibile. Da, știm cu toții că este una dintre echipele iată ofertă pentru Tamaș, are 30 de ani, 1.500.000 de la Kings Park Rangers și îl dăm pe Gabi Tamaș. Pe 1.500.000 ne-am luat ceva bani, bănuți buni, pe Gabi Tamaș. Știm cu toții, cum spuneam, că această echipă, CSMS Iași, este una dintre echipele returului. Iată și transferurile cele mai mari care s-au făcut. Agüero pe 63 de milioane la Real Madrid, o sumă uriașă. E bine, acesta a fost episodul de astăzi. După cum vedeți, n-am mai făcut transferuri. Nu uitați de like, eu am fost Ultra, până data viitoare, sayonara!